Stai să-mi pun centura. Uite, mă, vezi, 8.50 nu avea asta. Nu avea? Nu mi-aducea centura, era, trebuia să mă întind eu după ea. Ce vrem, toate mașinile pot să fie 3.35. Da. Da. Bine ați venit la Stax TV, material Q&A cu Filip și al său BMW 335i. Așa sunt astea, nu? Pe injecție. I, da, pe injecție. Nu pe carburație. Nu pe carburație. Bun. De când ai mașina, le-am spus oamenilor în interviu. Acum să vedem câte întrebări avem pentru tine. Băi, băiatule! Ia uite ce e. Mamă. Ești pregătit? E pe un drum repede, că trebuie să fie scurt. Fii atent. Hai. Cât de tare fuge? Asta că am întrebat. Nu știu, pe bord indică 280. Tu ai întrebat nimic, știi tot. Deci tu nu vrei să știi nimic, da, de mașină, știi tot. Cunosc, okay, tot. Bun. Cât de fiabil este motorul ăsta? Nu foarte. Necesită mai multă atenție față de un motor pe benzină? Da. Dă flăcări? Nu. Are blocant? Da. Pus, nu de fabrică? Pus, coaife, da. Câți cai are înhămați la căruță? Cei care mi-au pus softul care l-am pe mașină, spune că ar trebui să producă undeva la 400-420 de cai. Ok. Se învârte? Întreabă cineva? Da. Dacă se învârte, se învârte, da, nu? Se poate vedea la. Mașina este vopsită sau este colantată? Este colantată. Ce suspensie folosești? AP, Sport Suspension. De ce nu 1.35? Ce ai alege acum? 1.35 sau 3.35? 3.35. De ce nu 1.35? Pentru că îmi place mult mai mult cum arată seria 3 decât seria 1. Întreabă cineva că de ce stă mai mult stricat decât funcțional. Stricat a fost într-adevăr, funcțional este. Am avut diverse probleme din cauza foștilor proprietari. De ce toată lumea de rând își cumpără 335 și nu M3? Pentru că e o variantă mult mai ieftină la o mașină care să fugă, între ghilimele, la fel de tare. Puterea și prețul. Puterea și prețul. Adică ce putere dezvoltă, ai zis? Undeva la 420? Da, 400. 400 de cai și prețul, bănuiesc, cu cât vrei să o vinzi. Da, vreau să o vând cu 15.000 de euro, nediscutabil, nenegociabil. Bun. Cutia automată sau manuală? Manuală. Manuală. Ambreiaj Kevlar. Cum se numește culoarea? Blunt Military Green. Blunt Military Green pentru autocolant. Pentru autocolant, da. Se dă lat? Se dă, da, merge și lat. Se ține de Silvia, o aruncă de pe stradă. Are blocant, are, câți cai dezvoltă, am zis. Se dă de cură, am zis. Ce motor are? 335 N54, nu? Da, N54. E așa. Face rata ta? Face, are. Dacă face rata ta? Rata ta nu are, nu funcție doar de pops and bangs. Bun. Câți cai are înainte și după modificări? 306 stoc. Uite, o întrebare bună. Ce îți place cel mai mult la mașină? Sincer, îmi place că tracțiune spate. Mi se pare destul de stabilă și totuși compactă. Nu știu cum să explic. Adică nu e o vacă mare. E o mașină compactă cu care te poți distra și să ai siguranța că stă bine pe stradă. Este ușor de întreținut. Ce probleme apar des la 335? Este ușor de întreținut. Cu bani, bineînțeles. Problemele cele mai uzoare sunt injectoare, pompă de benzină, bobine, bujii. Și după 150.000 de km începe probleme cu compresia. Depinde de cum a fost întreținută, reparată și așa mai departe. Ok. De ce BMW? Pentru că nu aveam altă soluție de mașină până în 3000 de centimetri, turbo, tracțiune spate. Îi place pe drumurile din România? Da, n-am fost o singură dată cu ea în Austria la Vorderze, în rest am mers numai în țară, cred că vreo 14.000 de kilometri. Varianta 2.0 diesel este bună pentru începători, are probleme? Singurele probleme cunoscute sunt cele cu distribuția, care cred că le cunoaște toată lumea. În rest, da, e ok. E ok. Stai un pic. Daniel, poate ne întâlnim să-mi spui și mie unde găsești mașinile astea, că mă ia inima. Da, păi eu zic că dacă vrei să ne întâlnim, mă suni, frate.
Și vin eu și ne întâlnim și spun unde găsesc mașinile. Adică mi se pare o întrebare super utilă pentru Filip. Nu se pare, mă, utilă? Da. Chiar e mișto. Spune și mie dacă merge mașina pentru începători. Nu o recomand ca mașină pentru începători. Eu am avut alte două mașini de stradă până să ajung la 335, și anume un Suzuki Swift Sport complet original, 130 de cai, 1.6 aspirat, și ulterior am avut un Golf 5 GTI care dezvolta undeva la 260-270 de cai. Cum e cu pasagerii? Nu înțeleg întrebarea, dar probabil... N-am pasager decât în dreapta. Deci și în spate, câinele. Mm-hmm. Te dai? Întreabă cineva? Da. Filip se dă. Cât de dificil e întreținerea unei vopsele mate cu vopsea, dar noi avem colant. Și acum te întreb, cât de dificil este să întreții singurele acest colant mat? Singurele... Să salutăm pe băieți, că sigur se uită la Stax. Vă salut, băieți. Salut. Singura chestie nasoală pe care am descoperit-o în timp a fost atunci când, spre exemplu, m-a atins cineva în dreapta spate foarte, foarte ușor. Să zic, dacă ar fi fost vopsită cu o culoare normală, s-ar fi putut polișa, cine știe, remedia. Așa trebuie să înlocuiești toată piesa. Sau altcineva mi-a deschis o ușă în aripă, în loc să nici nu s-a înfundat sau ceva de genul ăsta, doar s-a decojit colantul. Consumă ulei, întreabă cineva? Nu. Momentan nu. Am mai făcut vreo 700 km de când i-am făcut revizia. Așa, care este cel mai mare și mic motor pe care pot spune? Nu ne interesează întrebarea, n-are nicio legătură. Cum se numește culoarea, am zis. Ce jante are și prin ce modificări a trecut? Jante are Brayton Race GT, sunt ce special specificații? 19 inch diametru, 9,5 lățime pe spate cu 8,5 lățime pe față. ET 15 spate, ceva 20-21 pic față, cu 8,5 lățime pe față. Cineva ne întreabă dacă motorul de pe 335 este la fel cu motorul de pe M3. Nu. Motorul de pe 335 este 6 cilindri în linie biturbo, iar cel de pe M3 4008 aspirat. Cât timp scoate pe 402 metri și dacă este daily car? Am folosit-o și o folosesc oarecum în fiecare zi, cât îmi permite timpul să o folosesc. Și ce mai spuse înainte? Că și dacă e daily car? Este, da, daily car, într-o oarecare măsură. Poate duce o turbină mai mare, da? Da. Așa, nu știu de ce citesc asta. Există coliere care să strângă bine furtunele de pe acest model? Bine, l-a zis furtunile, dar lasă-mi Da, există, le-am înlocuit, s-a remediat problema. Nu era numai de la coliere, ci și de la țeava pe care strângeau furtunul colierul respectiv. Cu ce mașini te-ai dat? Dacă te-ai dat și care a fost câștigătorul? Când am fost la Vorterze, m-am dat cu Denis din Timișoara, cu Audi RS7 stock. Până la 210-220 am fost foarte apropiați, iar după 220 parcă mi-a oprit cineva motorul și el s-a dus mai departe, și cam asta a fost diferența. Da, sunt multe întrebări aici care ar presupune niște răspunsuri foarte lungi. Dacă îl vei vinde, cu ce îl vei înlocui? Momentan nu o să înlocuiesc cu nimic, poate adică cu siguranță cu o mașină de off-road. Au apărut alte priorități și am de investit banii de pe mașina asta în altă parte. Ai fi preferat să aibă DKG în loc de convertizor, dar e manuală, frate. E manuală, da. Ce probleme ai avut cu motorul și ce le-a cauzat? A mers cu detonații, s-au ciupit pistoanele, mi-au zgâriat cămășile, a trebuit să înlocuiesc pistoanele, să alezez blocul. Are două turbine sau una? Două turbine, una pe 3 cilindri, cealaltă tot pe 3 cilindri. Cum se comportă mașina la drum? Știu că a fost la Vorterze, a întors ceva priviri? Foarte mișto, îmi place mai mult la drum decât mers în oraș. Este o mașină de autostradă în care ai tot confortul necesar. De ce eleronul e în culoarea mașinii și nu negru? Pentru că îmi place să fie cât mai decentă. Da, aș vrea, uite, aici întreabă cineva dacă e de vânzare. Da, e de vânzare, am zis. Ce opțiuni lipsesc de pe ea? Trapă. Chiar n-are pe ea da. Pe ea n-are trapă. Și cam atât, în rest are asistență la fază lungă, scaune cu memorii, Xenon adaptiv. Tot ce vrei. Multe, da. Tot ce vrei și ce nu vrei.
Vreau să le spun oamenilor că așa întrebări aș putea să pun și eu foarte simplu atunci când întreabă cineva: domnule, haide, spuneți-ne ce părere aveți despre, sau ce ați vrea să aflați despre mașina asta. Eu aș putea să-i întreb de ce trebuie să spălăm prosoapele dacă noi când ieșim din duș suntem curați, sau de ce se fac casele afară, de exemplu. Iar este o întrebare care mă macină de vreo 10-15 ani. Așa văd și eu întrebările voastre, ale unora, nu ale tuturor. Eu vă mulțumesc chiar și pentru întrebările alea. Sunt fan convins că o să creăm aici o comunitate numai de oameni super specialiști și foarte, foarte cunoscători în ale fenomenului ăsta de modificat mașini, sau mașini modificate, sau mașini tunate, sau fulgerate, sau cum vreți voi să le spuneți. Băieții sunt tot timpul deschiși și vă răspund, ați văzut, la întrebări, chiar dacă întrebările sunt nu atât de interesante și atât de provocatoare de fiecare dată. Da, trage. Dacă v-a plăcut, dacă vi s-a părut util, dacă sunt enervant, dacă ați vrea să mă omorâți, nu e nicio problemă, puteți să faceți asta dând subscribe, share, like și apăsat pe clopoțel, ca în momentul în care postăm clipul pe YouTube să nu mai fiu eu primul. Să nu mai fiu eu primul, să fie și alții să vadă cum e. Da, eu vă mulțumesc frumos. Sper că acum când apăs pe acest buton al noului GoPro 7 din dotarea Stax TV, acest material să se înregistreze pe card și să nu trebuiască să-l mai facem o dată.